Cea mai populară competiție sportivă, Verii Cupa Viitorul, ajunsă la cea de-a 12-a ediție, debutează luni. La eveniment va participa chiar Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. Așa cum ne-au obișnuit organizatorii la edițiile din ultimii ani, în prologul competiției are loc un joc demonstrativ între politicieni și foste glorii ale fotbalului românesc. Cupa Viitorul este cea mai mare competiție de copii și juniori de fotbal din România, iar ediția din acest an se va desfășura între 22 și 25 august. În cadrul competiției propriu-zise vor evolua echipe de la cluburi de tradiție, astfel că vor participa peste 60 de echipe, iar la fiecare categorie, cel mai probabil, vor concura câte 10 formații. Academia de Fotbal Gheorghe Hagi și-a anunțat deja prezența și se așteaptă răspuns de la Steaua, Dinamo și de asemenea de la două echipe din Moldova. O tradiție în luna august, cel mai mare turneu de copii și juniori la fotbal din România să se desfășoare în județul nostru. Deputatul Lucian Bode a anunțat că, în tradiția ultimilor 7 ani, turneul va fi deschis luni seara cu un meci demonstrativ în care vor evolua pe de o parte oameni politici, oameni de afaceri sălăjeni și invitații acestora, iar pe de altă parte foste glorii ale fotbalului românesc, precum Miodrag Belodedici, Dănuț Lupu, Mihail Majaru, Marian Savu, Florentin Petre și Ionel Gania, alături de componenții echipei Parlamentului României. Mai mult, Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, va fi prezent la eveniment. Cândva eu, atât cu prietenul meu Lucian, am deschis acest turneu, cum spunea Lucian, de 7 ani, cu meciul ăsta demonstrativ. Eu am fost inițiatorul Cupei de Vară Viitor, ediția 1, care s-a derulat în 2004. Uite că s-a ajuns la ediția 12-a și ăsta e un lucru îmbucurător, că Clubul Sportiv Viitorul Zalău continuă această tradiție. Partida demonstrativă este programată luni seara pe stadionul din Herăclean. Conform tradiției, și în acest an se anunță un turneu puternic ce va fi organizat pe 6 categorii de vârstă.